Ok. Eu am să-mi scot masca ca să se audă mai bine, probabil așa. Da? Bun, mersi. Bună ziua! Bine v-am găsit pe toți. Astăzi am decis să organizăm această conferință de presă pentru a da mai multe detalii referitor la campania de împădurire pe care o organizăm în acest an și care sunt planurile, în general, ambițiile Ministerului Mediului și acestei guvernări pentru perioada următoare. După cum am anunțat anterior, într-o altă conferință de presă, în acest an lansăm campania de înverzire pe data de 13, adică în această sâmbătă, și care se va desfășura pe parcursul la mai multe săptămâni în continuare. Și în cadrul acestei campanii de înverzire la această etapă, la prima etapă în toamna acestui an, avem ambiția, cel puțin din partea instituțiilor statului, de a planta circa 5 milioane de puieți. Și mă bucur că au dat curs invitației noastre mai multe instituții și autorități din partea statului, dar și autorități publice locale. Până în prezent, în data de 13, sâmbătă aceasta, în fondul Silvic vor planta vor aduce contribuția pentru plantare circa 40 de instituții din cadrul autorităților publice centrale, printre care putem enumera președinția, parlamentul, ministerele, alte agenții guvernamentale, instituțiile din subordinea Ministerului Mediului, inclusiv cele din teritoriu, respectiv, deci cum ar fi și Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția de Mediu, Agenția Moldsilva, care ne mijlocit se ocupă de tot procesul de organizare a plantării și de distribuție a materialului săditor, și din cadrul autorităților publice centrale, la momentul actual s-au înscris și au dat curs invitații noastre circa 1700 de persoane, dar ne bucură foarte mult că în același timp circa 350 de autorități publice locale s-au alăturat acestei campanii, în care sunt de pe tot teritoriul țării și de la nord, din centru și de la sud. De la nord ar fi la 86 de localități, în centru 211 și în sudul Republicii Moldova 52. Însă, din informația pe care o primesc în continuare, tot mai sunt solicitări din partea autorităților publice locale. În acest an am zis, fiindcă au fost foarte multe solicitări din partea populației de a se alătura campaniei de plantare, am organizat sau am colectat o informație mai amplă, mai detaliată despre locul unde se va desfășura campania de plantare în diferite localitățile care și-au manifestat interesul, persoanele de contact care sunt nemijlocit implicate în gestionarea acestui proces în localitățile sale, și pe care, accesând această informație, populația care este interesată se poate alătura și da o mână de ajutor. Informația aceasta poate fi găsită pe pagina Ministerului Mediului, mediu.gov.md. În partea dreaptă există un banner, Plantează-ți viitorul, și accesând acel banner există, veți vedea lista repartizată pe regiunile țării,
a autorităților publice locale și cu toate datele necesare pentru ca populația să cunoască cât mai multe informații de unde pot să se alăture campaniei. Mă bucur foarte mult că campaniei noastre s-au alăturat instituțiile statului, autoritățile publice locale și societatea civilă, și pentru noi nu este foarte important că orice, nu contează de unde sunt sursele sau cine participă sau procesului de plantare, pentru noi contează că există instituții, există organizații, există oameni care își manifestă interesul, care depun eforturi, inclusiv în procesul de fundraising, de găsirea resurselor financiare, de mobilizarea populației pentru ca acest lucru să se întâmple. Însă este un aspect extrem de important ca, bineînțeles, partea ce urmează după asta, după procesul de plantare, modul cum noi îngrijim plantațiile noi create. În acest context vreau să-i ofer cuvântul, în același timp v-am prezentat alături de mine l-am pe domnul Ilie Ileacu, primarul comunei Băcioi, care este una din localitățile care și-a manifestat interesul și va participa în cadrul acestui proces. Domnul Ion Platon, director adjunct Agenției Mold Silva, care este nemijlocit implicat în procesul de organizare a campaniei de plantare, și domnul Petru Vinar, de la Societatea Ecologică Biotica și din cadrul campaniei Plantăm Fapte Bune în Moldova, care se desfășoară deja de mai mulți ani și mobilizează mai mulți voluntari plantând puieți pe diverse sectoare pe care le identific în parteneriat cu autoritățile publice locale. Îi ofer cuvântul ca să nu să nu domin doar eu ședința sau conferința de presă, îi ofer cuvântul acum și domnului Ilie Ileacu. Mulțumesc mult, doamnă ministru. Dacă îmi permiteți, scot o mască ca să fiu mai auzit, mai clar. Pădurile sunt plămânii verzi ai planetei. Avem grijă de acestea pentru ca generațiile viitoare să se poată bucura de ele la fel de mult ca și noi. Plantarea unui copac înseamnă o șansă la o lume mai sănătoasă. În cadrul acestei campanii naționale de înverzire a plaiului, lansată de autoritățile centrale, Plantează-ți Viitorul, este foarte important să participe și comunitățile locale împreună cu locuitorii săi. Așa cum investim în dezvoltarea social-economică a comunităților de unde venim, trebuie să punem un accent la fel de important și pe dezvoltarea ecologică, iar plantarea copacilor este un prim pas în acest sens. Desigur că ce este cel mai greu vine după activitatea de plantare, unde noi, în calitate de APL, trebuie să avem grijă de puieții plantați în comunitatea pe care o gestionăm, iar cetățenii trebuie să se comporte responsabil, pentru ca împreună să creștem păduri și să generăm oxigen curat. Pe această cale, vin cu îndemn nu doar către cetățeni, agenți economici și alte entități de a contribui activ la această campanie, dar și către colegii mei primari ai autorităților publice locale din toată țara, să susținem, să îngrijim și să contribuim la activitățile ulterioare plantării. Cu toții avem nevoie de un pământ sănătos pentru a susține locurile de muncă, mediul de trai, sănătatea și bunăstarea familiei și a comunității. O planetă sănătoasă nu este o opțiune, este o necesitate. În acest sens, și administrația publică locală, Primăria Comunei Băcioi, s-a înscris în lista de beneficiari ai materialului săditor de a beneficia de a face această campanie și desigur că avem circa 1749 de poziții care urmează să le primim de la pepinieră și urmează să împreună cu locuitorii și cu toată comunitatea să mergem să-i plantăm. Mulțumesc mult! Da, mersi foarte mult, domnul primar! Și aici aș vrea acum să-i ofer cuvântul și domnul Petru Vinar să ne comunice de
cum se implică societatea civilă în procesul de înverzire a Republicii Moldova și a extindere terenurilor împădurite. Mulțumesc! Bună ziua! Deci noi de câțiva ani buni am început proiectul Plantăm Fapte Bune în Moldova, în parteneriat cu colegii noștri din România, care l-au început în 2011 și au rezultate fenomenale. Desigur că nu a fost ușor să identificăm modalitățile și locurile potrivite pentru ca plantările să se desfășoare cât mai organizat și cu o eficiență cât mai mare. Am descoperit că există foarte multe terenuri de utilitate publică, cum ar fi fâșiile de protecție riverane, pe care lipsesc perdelele forestiere, fapt care duc la înmulirea râurilor și scăderea atât a calității cât și a volumul acestor ape, degradând aceste ecosisteme. Cu siguranță sunt și în alte părți necesitatea de plantări, cum sunt terenurile agricole, care în anii trecuți au cercetătorii de la ICAS ne-au spus că sunt deja 130.000 de hectare de terenuri agricole care au fost scoase din uz agricol pentru că calitatea solului nu mai corespunde cu necesitățile producătorilor. Respectiv, avem alunecări de teren, avem multe locuri unde administrația publică locală este deschisă pentru ca cineva să vină să-i încurajeze, să-i ajute să rezolve această problemă a degradării solului, o resursă atât de indispensabilă pentru economia țării noastre, cât și a bunăstării cetățenilor, care în mod uzual beneficiază și depind de resursele naturale de care beneficiază făcând agricultură și tot atât de mult depind de resursele forestiere, care, din păcate, în ultimii ani au fost gestionate în scop mai mult economic și sperăm că în următorii ani acest scop va fi schimbat spre unul mai ecologic. În anii trecuți am reușit să cooperăm cu diferite administrații publice locale pentru a vedea care sunt locurile mai necesare. Cu exemplu, Centrul Național de Mediu am constituit și un comitet subbazinal unde împreună cu alte organizații din societatea civilă și cu administrațiile publice locale am făcut și un plan de acțiuni, am văzut care sunt, hai să spunem, locurile unde putem să ne implicăm și chiar și anul ăsta pregătim o activitate în Bălăbănești, pe 27 noiembrie. Se plantează foarte mult de administrația publică locală, dar cred că mai trebuie și un ajutor mai apropiat de la Mulțilva, cât și în proiectarea acestor locuri pentru a planta ce trebuie, cum trebuie și avea niște rezultate măcar apropiate de silvicultorii care gestionează fondul forestier și totodată la capitolul îngrijiri, pentru că foarte mult material solitor, din păcate, este irosit dacă plantațiile ulterioare nu sunt îngrijite. Vă mulțumesc! Da, mersi foarte mult, domnul Vinar, și acum îi ofer cuvântul domnului Ion Platon, director adjunct al agenției Mulțilva, care, cum am zis, este direct implicat în tot procesul de organizare a campaniei de plantare și poate să vă ofere mai multe detalii. Mulțumesc, domnul ministru, bună ziua! Deci, în toamna anului curent, în cadrul fondului forestier gestionat de agenția Mulțilva, urmează a fi efectuate lucrări de împădurire pe o suprafață de circa 579 de hectare, precum și lucrări de completare a culturilor silice plantate anterior pe o suprafață de circa 3349 de hectare. Pentru acest exercițiu va fi utilizat material forestier de reproducere în volum de circa 5 milioane de puieți, precum și o cantitate de semințe de circa 30 de tone. Nemijlocit în data de 13 noiembrie curent,
În cadrul fondului forestier urmează a fi împădurită o suprafață de circa 45,7 hectare prin metoda de plantare și semănare, pentru care va fi utilizat circa 120.000 de puieți și 2 tone de ghindă. Întreprinderile silvice dispun de 28 de pepiniere silvice permanente, care se extinde pe o suprafață de circa 897 de hectare. Conform datelor ultimei inventarieri din toamna anului curent, în cadrul pepinierilor silvice, stocul de material forestier de reproducere constituie circa 10 milioane de puieți de talie joasă și circa 500.000 de puieți de talie înaltă. Dispunem de puieți de specii forestiere și ornamentale, precum stejar, gurun, stejar fos, frasin, tei, slăcăm, plop, palten și precum și ornamentale, buxus, molit, tuie, etc. Acum am să dau careva referințe tehnice, ceea ce privește liberarea materialului forestier către beneficiar, către administrația publică locală. Astfel, urmează că administrația publică locală, conform solicitărilor anterioare depuse către inspecțiile teritoriale ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului, să se adreseze către entitatea silvică din perimetrul în care este pregătită platforma pentru plantare, pentru ridicarea materialului forestier de reproducere. De asemenea, atragem atenție deosebită că materialul forestier ce urmează a fi ridicat de la entitățile silvice să fie ales în dependență de tipul de sol și de tipul de stațiune. În acest sens, corpul ingineresc de cadrul întreprinderilor silvice este la dispoziția primăriilor și altor beneficiari pentru a oferi consultanța respectivă. De asemenea, rugăm ca sectoarele respective care au fost expuse spre plantare să fie asigurată durabilitatea acestora prin efectuarea lucrărilor de completare și îngrijire până la atingerea stării de masiv. Și în acest sens, de către entitățile silvice, urmează a fi pus la dispoziție materialul forestier respectiv. De asemenea, având în vedere condiții climaterice din ultima perioadă de timp, urmează ca materialul săditor ce este ridicat și expus spre plantare să fie trecut prin suspensie din apă și sol ca să avem un grad de prindere mai mare. Cât privește eliberarea materialului săditor pentru municipiul Chișinău, țin să aduc la cunoștință că din partea întreprinderii municipale Asociației de Gospodărire a Spațiilor Verzi a fost dispus o cerere de circa 52.37.000 puieți care urmează a fi eliberată întreprinderii municipale care la rândul său va elibera acest material săditor pentru primările și pretorile municipiului din cadrul capitalei. Urmează ca cantitatea ceea ce ține de până 1.000 de bucăți să fie ridicate din întreprinderea Asociația Spațiului Verzi, iar cea mai mare de 1.000 de bucăți va fi ridicată de către beneficiari nemijlocit de la entitățile silvice. Cu informație suplimentară o puteți găsi pe site-ul agenției Mulțilva, mulțilva.gov.md, precum și pe site-ul întreprinderilor silvice din subordine, silvicultura.md. Vă mulțumesc! Da, mersi foarte mult! Și vreau pe final să vorbesc un pic despre planurile noastre. Foarte mulți oameni din societate și eu la fel mă întreb, zic, noi în același timp, noi plantăm, dar în același timp și tăiem foarte mult. Respectiv, în această cursă sau în campanie, când am venit cu ideea și cu promisiunea de a extinde, de a îmbunătăți modul de gestionare a pădurilor noastre, în așa mod că existența lor să fie durabilă sau gestionarea lor să fie durabilă și am venit cu promisiunea de a extinde suprafața terenurilor împădurite din țara noastră. Este foarte important să înțelegem de ce lucrul ăsta trebuie să-l facem. Este foarte important să ne schimbăm optica de a privi arborii, de a privi copacii în modul în care valoarea lor
dacă luăm și economică, este mult mai mare atunci când ei există, când sunt vii, decât ca și masă lemnoasă. Din această perspectivă, noi, la momentul actual, am inițiat procesul de elaborare a unui program național de gestionare durabilă a fondului forestier și de extindere a suprafeței terenurilor împădurite, cu o perspectivă de cu o perspectivă pe termen lung, astfel încât să punem accent pe conservarea pădurilor, să oferim oportunitatea de a extinde fondul forestier din granițele care el este astăzi, cu implicarea autorităților publice locale, să extindem, să oferim, avem la fel în plan să oferim oportunitatea proprietarilor de terenuri de a planta arbori pe terenurile private, pentru asta să dezvoltăm anumite instrumente și în același timp să există unul din aspectele care le vom aborda exact în perioada următoare, mă refer anul viitor, este în planul Ministerului de a face o reformă substanțială a Agenției Mult-Silva și respectiva instituțiilor care sunt unde Mult-Silva este fondator și de a schimba modul cum aceste instituții sunt gestionate, inclusiv cum ele sunt finanțate. Că modul de finanțare a fondului, a întreținerii fondului silvic, modul de finanțare a gestionării fondului silvic, de acest mod depinde în principiu cât de mult se taie și unde se taie. Pentru că este inadmisibil, de exemplu, că astăzi, inclusiv în arii protejate, statul a creat în așa mod situația că inclusiv în arii protejate, deși legea pe de-o parte interzice acest lucru, tăierile, sau le permite doar în situații în care Consiliul Științific permite, după o analiză foarte aprofundată și argumentată științific, arele protejate sunt puse în situația de a tăia arbori excesiv, fiindcă ele sunt înregistrate ca și întreprinderi de stat. Lucru absolut inadmisibil, care contravine, de fapt, să zic așa, două legi care sunt în contradicție una cu cealaltă. Exact același lucru se întâmplă și cu celelalte întreprinderi de stat, fiindcă ele sunt întreprinderi și atâta timp cât vom privi pădurile ca și masă lemnoasă și le vom da la gestiunea unor întreprinderi, că rolul întreprinderilor este de a genera profit, noi nu vom putea de fapt asigura durabilitatea existenței pădurilor. Dar de existență, de suprafața terenurilor împădurite, de calitatea pădurilor, depinde foarte mult, într-adevăr, asigurarea cu apă, zic așa, cu atragerea sau asigurarea cantității de apă în apele noastre de suprafață, în râuri, în bazine acvatice, și în același timp de suprafața pădurii și de calitatea acestor păduri depinde de capacitatea lor de absorpție a gazelor cu efect de seră, respectiv de reglare sau de echilibrare a climei.
Din această logică, din această perspectivă și am inclus în programul de guvernare respectiv și în prioritățile ministerului acest mandat pentru următorii 4 ani de zile. Una din priorități este anume asigurarea unei gestionări durabile a pădurilor și extinderea suprafeții terenurilor împădurite. Însă și tot procesul este de lungă durată și îi dăm o perspectivă mult mai largă. Și mă bucur că aceste mesaje sunt auzite și primesc, sunt auzite și din exterior și din interior și primim deja, adică sunt privite cu un interes tot mai extins, inclusiv de către partenerii de dezvoltare cu care discutăm aceste lucruri și analizăm perspectiva de a atrage fonduri nu doar din interior, dar și din exterior pentru a pune în aplicare aceste planuri și aceste ambiții pe care ni le-am pus. Conform anumitor date sau cercetări efectuate de oameni de știință, ponderea suprafeții terenurilor împădurite care ar fi necesară în țara noastră este de circa 25-30% raportat la presiunea ecologică pe care o exercităm noi. Și ambiția noastră este anume în felul ăsta. Dar ea poate fi realizată, bineînțeles, nu într-un an, nu în doi, dar în mai mulți ani. Și abordarea însă și metodologiei de plantare, bineînțeles, trebuie să o îmbunătățim și să vedem modalitățile care sunt astăzi practicate și în țările și chiar mai avansate, utilizând și tehnologiile informaționale și utilizând tehnologii noi. Pe această notă vreau să închei conferința noastră de presă și să vă invit pe toți să vă alăturați campaniei de plantare care demarează în acest an pe 13 noiembrie și va fi în continuare în următorii ani. Vă mulțumesc!